Decesul a fost anunțat de Clubul Sportiv Dinamo, acolo unde Rudel Obreja a fost legitimat. Fostul campion dinamovist Rudel Obreja s-a stins astăzi din viață, la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, născut pe 6 august 1965 la Galați. Rudel Obreja a fost medaliat cu bronz la campionatul mondial din 1989 și cu argint la europeanul din 1989. De asemenea, a fost multiplu câștigător al centurii de aur și al titlului național, Dumnezeu să-l ierte. Condoleanțe familiei, a transmis clubul bucureștean. Rudel Obreja suferea de cancer și fusese eliberat din închisoare în urmă cu câteva luni pentru a se putea trata în 2018. Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. După ce a fost acuzat de luare de mită și evaziune fiscală, cu adâncă durere în suflet anunțăm trecerea în neființă a fostului om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, a anunțat Liga Profesionistă de Box, în luna iulie, când se afla pe patul de spital. Rudel Obreja transmitea un mesaj autorităților, dar și faptul că este foarte grav bolnav, am nevoie de tratament în condiții umane, de grija medicilor și a familiei mele, extrem de importante în contextul actual și iată de ce. Stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care mă atenuează durerile crunte. Sunt păzit de gardieni în salon. Corp la corp, zi și noapte. Nu am telefon, doar 5 vizite pe lună ale soției, deci nu am capacitatea de mișcare pentru a începe tratament sau operație chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege, al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate. Vreau să trăiesc. Dar pentru asta am nevoie de proceduri. Rog respectuos Comisia de Specialitate din cadrul Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici să se constituie în timp util pentru întocmirea și prezentarea raportului de expertiză medico-legal la Tribunalul Ilfov, astfel încât instanța de judecată să se poată pronunța la termenul deja stabilit pentru data de 20.07.2022. Orice amânare din cauza lipsei acestui raport de expertiză al INM-le îmi complică șansele. Actele aflate la dosarul medical, întocmite de cele două spitale, sunt clare, este nevoie doar de confirmarea lor de către INM-le, am cancer cu metastaze. Crunt! Cu voia lui Dumnezeu, am șanse să mă pot trata opera. Repet, orice întârziere le diminuează. A fost mesajul postat pe contul de Facebook al lui Rudel Obreja. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.